din România în Parlamentul European până la ora 13. Până la ora 13 și-au exprimat opțiunea prin vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, 10,24% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, 8,55% în mediul urban, respectiv 12,56% în mediul rural. În 19 județe, prezența la vot a fost superioară medie calculată la nivel național. Procente mai mari s-au înregistrat în Telorman, 19,19% din total alegătorii înscriși în listă, Mehedinți, 17,11%, Harghita, 16,46%, Dâmbovița, 15,64%, Ilfov, 15,61%. Participare mai redusă la vot s-a înregistrat în Maramureș, 6,84%, Timiș, 7,83%, Suceava, 8,04%, Sibiu, 8,14%, Iași, 8,35% din total alegătorii înscriși în listă. În municipiul București și pe sectoare, situația prezenței la vot este următoarea. Municipiul București, 7,33% din total alegătorii înscriși în listă. Sectorul 1, 9,44%. Sector 2, 7,29%. Sector 3, 5,90%. Sector 4, 7,37%, sector 5, 7,62% și sector 6, 7,42%. Următorul anunț la ora 17:30. Tot felul de informații. Primele estimări de la biroul electoral